Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare la alegeri despre dragoste în luna aprilie aproximativ. Dragoste acum la început de... Început? Da, început de primăvară, chiar dacă pe aici pe alocuri mai ninge. Aveți de ales între vai, florile mele preferate, dacă nu știați, sunt frezile și acestea sunt niște frezii foarte parfumate. Și apoi după frezii, dacă ar fi să vorbesc despre florile gen arbust, iar... Acesta este una care îmi place foarte, foarte mult, jarul, îi zicem noi, da? Este gutuiu japonez. Aveți numărul 1, această frezie superbă și super, super minunzitoare. Ia, vai, detaliu, vă rog. Detaliu, detaliu, super, super, peșa, peșa. Așa. Numărul 2, și asta e super, super, am pus-o care și frunzulițe. Băbuței. Un pic mai rozalie. O lecuță. Să pun așa frumos. Și a treia variantă. Această freză e superbă și ea la fel de mirositoare galbenă. V-ați ales? Vă puneți pauză, da? Hai, te puneți-vă pauză și eu încep să vorbesc despre numărul 1. Dragoste în general, dragii mei, nu dragoste între voi și cineva, dragoste în general. Dacă apare cineva, sper că recunoașteți, da? Ok, number 1. În timp ce am amestecat, a apărut asul de spade și nebunul. Cineva vrea să o ia de la zero. Interesant, la capătul setului de cărți, regele de spade. Ah, ce faci? Ah, regele de spade și cavalerul de spade. Cineva se trezește cu asul de spade, se trezește dintr-o relație foarte toxică, o relație care i-a făcut relație, poate să fie relație de familie, poate să fie un job care a adus multe obsesii, frici, tendințe toxice, negative. Am zis familie ca și genealogie, dar poate să fie și o relație de lungă durată sau căsătorie. Da. Și acest personaj, regele de spade, dacă sunteți voi sau cunoașteți acest personaj, a meditat, stă să se gândească așa, ce s-a întâmplat acolo, ce se întâmplă acolo, în acea viață, în acel 10 de monede, care aduce confort financiar, dar aduce multă toxicitate, cu cavalerul de spade și diavolul, multe discuții agresive, acuzatoare, da? Mult stres, mult stres, multe minciuni, autosabotaj, de care ar vrea să se elibereze și să înceapă ceva nou, da? Să meargă peste, știți cum? Da, să meargă spre dragostea adevărată, dar eu mai zic că mă apucă și pe mine așa, mă satur și zic, bă, vreau să merg peste 10 mări și 10 țări să nu mai aud de toate aceste lucruri, așa ziceam. Probabil că aceste călătorii se manifestă acum în alte planuri, voi știți unii dintre voi ce înseamnă dintr-o anumită perspectivă această expresie, în alte planuri, 5, 6, 7, de, ho-ho, da, călătorim unii, alții care nu pot să călătorească în acele planuri, călătoresc în 3D, vor să plece, să se miște, să meargă mai departe, domnule, să descopere dragoste și probabil că a descoperit într-un fel sau altul sau simte că e pe aproape și vrea să o ia de la zero. Cine e acest rege de spade? Regele de spade, nu zic musai că e semn de aer, deși sunt multe spade. E o persoană rațională, mai glacială, dar care trăiește în zona aceasta pământeană. Pământeană. Hai să vedem. Dacă sunteți voi sau cineva, voi știți. Sau veți afla. Deși n-am făcut încă ce va veni nou. Uite, patru de monede. Dragoste. Cineva ține. Deocamdată vedem la ce ține, pentru că patru de monede ține la ceva. Acolo are niște moneduțe, într-adevăr. Poate să aibă și o relație karmică, dar rămâne de văzut. Totuși, undeva încă nemanifestat, zic eu, există un doi de cupe, un suflet pereche, un potențial de lungă durată, un potențial de a avea victorie, de a avea pasiune. Ia uite, asul de spade. Dar, hai să vedem, vom vedea ce-o fi. Acest patru de monede, ce am zis mai devreme, sunt mai puțin manifestate sau în subtil sau în
într-un alt plan, mai puțin evident, mai puțin public, să zic. Dragostea în aprilie pentru numărul 1. Ok, o să las așa ca un light motiv și tai. Eu te turn, e o separare totuși, interesant, 0 și 1. Wow, wow, cineva se simte, înțelege că fericirea, pentru fericire trebuie să riști. Ups, da, mersi de mesaj. Pentru fericire, pentru satisfacție, da? Ca să simți prea plinul, trebuie să riști, să o iei de la 0, da? Dai cu totul de pământ sau asta e? Trebuie să renunți la construcția aceea, 10 de monede, cărămidă peste cărămidă, tot ce ai pus deoparte, relații karmice, chestii, chestii, înțelegeți voi? Dar, pentru că a venit așa de greu comunicarea, facem așa, am tăiat pe din trei. Și acum, asta îl punem așa deoparte. E o chestiune, trebuie să țineți cont de ea, da? Hai să vedem. Dragoste. 4 și 5. Wow! 5 de monede, 10 de monede. Băi, prea multe monede! Am zis regele de spade, cine o fie acel personaj? De obicei, energie masculină, că e rege, deși poate să fie și invers. Cu capul pe umeri și picioarele pe pământ. Extraordinar! Hai mai dam o carte, domnule, că... Oh. Mai... Ce se întâmplă aici? Unde vrea să meargă? Unde vrea să meargă? Încă are niște bătălii acest personaj. Iar revine regele de spate. Are niște bătălii de dat. Wow! Wow! Hai, le las așa, deși sunt mult. Nu știu când se vor manifesta și cum, dar hai să începem totuși. La capătul setului de cărți este o masivă, așa a ieșit, masivă atracție, massive attraction. Cavalerul de bâte este foarte, foarte atras de regina de bâte și vrea să schimbe energia dintre cei doi. Însă, această schimbare de direcție și de energie și de direcție implică eliberarea de niște situații complicate, foarte complicate, bre. Foarte complicate, hai să pun așa. Nu vreau să pun atâtea cărți, dar se pare că ideea să găsim un răspuns totuși. Ia uite ce aici. Ia uite, hai să punem așa până la faeton, până la trăsurică, până la mașinuță, bicicletă, motocicletă, ce-o fi. Ia, că e cu rotițe. Tricicletă e la modă. Doamne, ce vremuri trăim. Ne ducem cu tricicleta. Și aici mai sunt niște chestii. Pasiune este, da? Ați ales roșu, da? Pasiune e nebună. E nebună și se dorește ceva foarte intens. Însă, unul, cel puțin unul dintre cei implicați trebuie să se maturizeze. Bănuiesc acest cavaler de bâte. Acest cavaler de bâte care poate, why not, poate să fie căsătorit. Sau poate să fi fost, sau poate chiar este în continuare obsedat de bancă. Am văzut 10 de monede și diavolul mai devreme, da? Acest personaj încă ține la niște reguli. Și din păcate nici măcar nu sunt regulile sale. Sunt niște reguli ale societății, ale familiei, sau din care s-a născut, sau... Regulile pe care și le-a format, mai bine zis obiceiuri, nu reguli, obiceiurile pe care și le-a format în a își crea o stabilitate financiară, ba nu chiar stabilitate, ba chiar abundență. Și totuși, această abundență pe care o are, în continuare îl face să se simtă singur. Dacă e într-o familie, căsătorie sau părinți, eu știu ce or fi, educație, cultură, există totuși sentimentul de singurătate.
Ah, eventual. Mersi pentru mesaj. Undeva în familie, oh, asta e o traumă emoțională foarte veche. Undeva în familie, la un moment dat, în copilărie să specific, adică în familia din care vine, s-a simțit abandonat. S-a simțit abandonat, poate s-a simțit și insuficient de valoros. Și atunci a investit totul în valorile materiale. Dar în continuare valorile materiale nu-i aduc fericire. Nu se simte în continuare singur. Singur cu părinții, singur cu soția sau cu soțul, singur, singură, da? Cine e aici? Puteți să fiți voi sau poate să fie alt personaj. Asta e dragoste în aprilie. Dar ideea este că ceea ce simțim și experimentăm acum are profunde, profunde legături cu trecutul și aici apare un trecut îndepărtat, așa simt, un trecut foarte îndepărtat, copilărie. În aprilie se dorește un nou început. Am văzut și asul de spade, am văzut și asul de monede, însă asul de cupe vine greu, pentru că sunt multe de rezolvat. Da? Spre acest as de monede, spre acest început, relație de lungă durată, se merge, se ajunge foarte greu cavalerul de monede, foarte greu, trebuie să fii super tenace, super, super organizat și din ce cauză? Pentru că ia uite ce sunt multe, multe decepții, nu degeaba cineva se simte singur acolo, pentru că sunt multe decepții, discuții, argumente, scandal, jocuri mentale, scandal. Și dacă nu e scandal, poate să fie și tăceri. Tăcerile strigă uneori, tăcerile sunt dureroase uneori, dacă. Nu mai intru în detaliu, da. Se dorește blocarea acestor energii. Se dorește eliberarea, pentru că faetonul, într-un fel sau altul, te eliberează. E o carte spirituală. Șapte este numărul lui Dumnezeu, într-o formă sau alta. Dar șapte este și Saturn. Este o lecție foarte, foarte grea prin care acest personaj sau voi treceți intrând în vibrația acestui personaj. Sau, dragii mei, dacă sunteți, că am văzut doi de cupe, suflete perechi, ați experimentat și voi situația asemănătoare, teoretic, măcar din punct de vedere emoțional, empatic, a trebuit să înțelegeți. A, că nu mai suportați problema a doua, a treia, cât o fi. Dar înțelegeți povestea despre care vorbesc. Acest personaj, tradițional, de fel am văzut regele de spade, da, care stă, se gândește, în general nu prea acționează pasiv-agresiv, da? Nu prea acționează, se gândește, nu vorbește, gândește prea mult, se gândește, domnule, am pus bani, am făcut, la. Și degeaba, că tot singur mă simt cu toți banii în bancă, cu toată familia pe care am creat-o, cu toate nevestele și copii, zic și eu așa, la mișto, evident, toate nevestele și copiii pe care i-am, tot singur mă simt, da? Sau invers, da? Toți bărbații sau tot, eu știu, tot ce am făcut, da? Și ca femeie te poți simți singură, da? Nu vorbim doar de bărbați. Dar a început totuși cu o energie masculină și văd destul de bărbat, bărbat. Asta nu știu ce este. Ar putea să fie totuși o femeie. E intuiția, am înțeles. Așa, ca să își aleagă un nou destin, pentru că faetonul merge către stea, către vindecare și vindecarea vine și prin dragoste, asul de cupe, are iar în continuare foarte multe de trecut, are foarte multe de riscat, am văzut cu zero, da, de la început, și turnul. Trebuie să renunțe la întreaga construcție și să se arunce în necunoscut, necunoscutul fiind această nouă cale. Cum spuneau și mari înțelepți, nu știm unde va duce calea, dar trebuie să faci primul pas și apoi Dumnezeu îți ghidează și pasul al doilea și al treilea. Aici trebuie să ai credință. În fine. Deci, asta e. Și ca să vedeți totuși că se va ajunge la un moment în care se va manifesta. Rămâne de văzut sub ce formă și dragostea în sens emoțional, spiritual și vindecător. Dar acest personaj, eventual și voi, trebuie să învățați să blocați energiile șapte de monede, să creați niște ziduri personale, să blocați iar de două ori energiile negative și să vă păziți sufletul. Poate că e foarte precaut cu șapte devine sau a devenit foarte precaut. Rămâne de văzut. Voi știți eventual dacă aceste energii se manifestă sau manifesta deja, se manifestă sau urmează să se manifeste. Pot să fie toate trei în același timp pentru că știm bine că, dintr-un anumit punct de vedere,
Timpul nu există. Timpul e doar o iluzie pe acest pământ. Dar trecând peste asta, că deja complicăm lucrurile, da? Acest personaj este foarte precaut. Trebuie să învețe să se protejeze și să-și protejeze sufletul. Pentru că uitați ce diferență. Dacă până acum acest personaj a ținut foarte mult la acești bani, la această construcție, eu știu ce-o fi fost, tradițională, familie, job, eu știu ce, avuții, sau poate nici nu s-a avuții, lucrușoare, aș spune, lucrușoare, casă, mașină, hăinuțe, prostii. Necesare, dar totuși, da, nu chiar atât de să ții la ele, da? Diferența între cele două este că aici sufletul se deschide, este ușa către sufletul său, către casa sa interioară. Dar trebuie să o protejeze bine. Cu alte cuvinte, există o oarecare evoluție, dar interesant că asta apare de-abia după ce lasă în urmă, după ce alege, da? Să manifeste acest nou început, da? greu, dar nu imposibil, da? Dacă voi știți că parte din energia aceasta este a acestui individ, e bărbat totuși, sau energie masculină, da? Care va veni spre voi într-un mod impulsiv, doritor să înceapă ceva nou și știți că v-a încurcat, da? V-a lăsat singur pentru familie sau pentru bani sau, eu știu, nu v-a apreciat sau s-a jucat mental, v-a rănit, v-a blocat, la, posibil și voi să vreți să vă vedeți de drumul vostru și în momentul în care vine acest personaj, eventual să manifeste ceva, asul de monede, valetul de monede, posibil în secret, voi ca și femei evoluate, că majoritatea, nu toate, dar unele care ascultați, s-ați intrat deja pe creștere spirituală și înțelegeți niște lucruri dintr-o altă perspectivă, spânzurat-o. Intuiți că încă sunt niște lucruri nelămurite. Intuiți că acest personaj încă nu prea înțelege ce-i cu dragostea. Visează la dragoste, visează la voi, visează că va fi, eu știu, altfel, dar încă n-a înțeles niște lucruri. Încă are de eliberat de aceste monede ca să meargă înspre dragoste și vindecare. V-am arătat foarte multe cărți, nu era în plan, dar ca să vedeți, pentru că vorbim despre dragoste, e un drum destul de lung. Long way. Da. Pasiune este, am vorbit de ea, ațeles roșu. Dar. Și trecând peste pasiune, ar fi cu asul de spade și zero pe care l-am văzut de la început, în legătură cu acest rege de spade, acest personaj rațional, un moment, da, de înțelegere că, domnule, trebuie să materializez, nu? Ceea ce am înțeles. Am înțeles că ce am construit până acum mi-a adus numai durere și dezamăgire și am proiectat-o în exterior pe oamenii dragi, da? Pe împărăteasa mea, să zic, sau femeia de care mă simt atrasă. Dar pentru că acesta sau aceasta are această tendință tradițională, își dorește relație de lungă durată. E bine să-ți dorești o relație de lungă durată, dar depinde cum. Aici are multe de rezolvat, multe de vindecat. În ideea că posibil voi să fiți foarte precauți în momentul în care vine, știind că încă e confuză, încă n-a înțeles toate lecțiile pe care trebuia să le înțeleagă din experiențele anterioare și neînțelegându-le, riscă să le proiecteze în continuare. Așa simt, ia uite, interesant să opri la 3 de spade. Dezamăgire, poate un triunghi amoros, poate v-a pus într-un triunghi amoros. Acum nu comentez de ce, când oamenii se duc, au probabil motive sau n-au motive, eu știu. Hai să vedem. Energia sexuală dintre voi. Cavalerul de bâte, da? L-am mai văzut și pe aici? Ia uitați-l. Cavalerul de bâte, valetul de cupe, 3 de cupe, da? Mai, ideea este că se dorește o nouă lume, un nou capitol, da? În care legătura aceasta profundă dintre voi, fericirea, da? Se vrea manifestată.
Dar încă sunt niște probleme. Încă sunt niște probleme acolo. Ia uite, 10 de spade. Vă simțiți trădați? Trădate? Eu 10 de cavalerul de picăpă. În continuare, energia sexuală dintre voi în această perioadă? Sau nu neapărat dintre voi, între voi și... Ia uite, 5 de monede. E un personaj aici, voi trebuie să-l recunoașteți. Dacă nu-l recunoașteți și va fi ceva nou, cred că ar trebui să fiți o leacă precauți. Și să le dați timp să gândească, să nu fie impulsiv, să... Da, se va produce o separare. Pentru unii poate să fie și divorț, pentru alții să fie separare de un personaj din trecut care va deveni foarte gelos în momentul în care voi veți fi împreună. Atracția a fost, plutește în continuare în aer, v-ați simțit o perioadă, v-ați respins orunul, ori celălalt, dar se dorește iar, apare a doua oară, deci 5 de monede apare de două ori, cavalerul de bâte apare de două ori, l-am văzut și aici, asul de monede apare de două ori și turnul l-am văzut mai devreme. Sunt confirmări, da? Se dorește totuși un nou început. Se dorește un nou început în care se oferă reciprocitate, se oferă dreptate, o viață sexuală echilibrată, plină de pasiune, dar în care există și respect, și tandrețe, și dorința de a vă hrăni și emoțional, nu doar sexual, și intelectual, nu doar sexual. Dar, evident că pasiunea este cea mai, cum să zic, insistentă sau predominantă ca energie între voi. Și tocmai pasiunea va fi cea care va dărâma, totuși, atracția dintre voi, chimia. Va dărâma întreaga veche construcție pe care unul dintre voi a manifestat-o. Nu știu care sunteți aici cu 10 de monede, cu turnul, cu separări, cu despărțiri, cu chestii de genul ăsta. Da, și cealaltă persoană, bărbat, femeie, nu contează, cealaltă persoană va fi foarte geloasă. Foarte geloasă. Acum, asta, ia uite. 10 de monede. La capătul setului de cărți se va manifesta după o perioadă de respingere, da? După o perioadă de respingere și poate de oarecare spionaj, se va manifesta o împăcare, o transformare. Împăcare. Hai să continui ce vreau să zic. Se va deschide, cineva își va deschide sufletul. Văd că totuși bărbatul are tendința să fie închis, da? Nu știu, există această femeie cu această capacitate, vedeți, da? Vindecătoare, da? Care atinge sufletul acestui personaj. Bine, poate să fie energie feminină și exprimată printr-un bărbat care își cunoaște energiile, da, plin de empatie, de compasiune, da, un bun psiholog și un personaj sensibil. Poate să fie și așa. Dar, totuși, cam asta e ideea. Și se va manifesta la un moment dat 10 de monede. Stabilitate și din punct de vedere sexual. Pentru că se dorește, se va manifesta. Dar în această perioadă vor fi niște evenimente destul de intense, tulburi. Cu justiția și cu turnul, chiar dacă sunt cărți care țin de sexualitate, probabil țin de sexualitatea într-un anumit cuplu, da, într-un anumit cuplu, în care lucrurile se dărâmă. Și aici este 5 de monede, 6 de monede. Posibil că unele dintre voi trebuie să așteptați acest personaj să-și rezolve treburile, că altfel, dacă vine cu treburile nerezolvate, am zis eu. Și nu doar eu, tarotul arată, da? Trebuie să fiți precaute. Precaute. Cum vă deschide sufletul, cum deschideți ușa casei. Tu. Da? Dragostea se va simți, repet, într-un anumit timp. Deocamdată, acest personaj visează la voi,
își dorește această dragoste este, de fapt, unica. Cea mai grozavă opțiune, nu e unica, nu că e opțiune, cea mai grozavă șansă. Dar, sunt niște lucruri. Cam asta este. Haideți că am vorbit mult. 24 de minute, bre? Și am pus o grămadă de cărți aici pe masă pentru voi. Nu era în plan. Dar ca să vedeți drumul către dragoste, pentru că vorbirăm de dragoste, nu? Ce frumoasă e frezia. Numărul 2. Cei care ați ales această floricică de jar superbă, superbă, abia aștept să o desenez. Dacă. Abia aștept să o desenez. Hai să vedem. În timp ce am amestecat aceste de cărți, a venit aici regina de monede. Oh, și asul de spade. Cineva, ops, e foarte îndrăgostit. Foarte îndrăgostit, recunoaște legătura profundă dintre voi. 10 de bâte deja apasă ca și energie, ca și atracție, apasă foarte mult. Și își dorește comunicarea, își dorește să exprime cât de ce părere bună are despre voi, doamnelor, eventual. Își dorește să manifeste stabilitate. Își dorește să creeze ceva deosebit. Hai să vedem. Nouă de spade. Își face griji. Acest personaj își face griji. Este foarte, foarte dor. O fi distanța 8 de băte. Este foarte dor 5 de cupe de regina sa de cupe. De femeia pe care o iubește. Ia uite, față de care o are mare, mare pasiune, vrea să o cucerească, dar își face foarte multe griji, 8 de spade, da. Se simte oarecum blocat. Nu, de bâte. Posibil să fie și distanța. Mai fac ca la numărul 1, da? Uite. Ce apare, ce a apărut, interesant, au picat cărțile, roata norocului și magicianul. Se vrea o schimbare de energie, se vrea manifestarea acestei pasiuni, atracții, dar depinde cum. Pentru că am spus, acest personaj respectă femeia pe care, de care se simte atras, o respectă și nu vrea să pară un simplu cuceritor. Chiar dacă e atras, ia uite, regina de cupe. Regina de cupe. Am văzut mai devreme. Ia uite, iar apare. Am lăsat aceasta. Apare de dor, da? Acest personaj, eventual ce a ales? Da. A ales... Trebuie să aleagă, să iasă în acest, să zic, doliu. Poate că a ales o altă pasiune care l-a dezamăgit și acum își dorește să se întoarcă la, eu știu, femeia, probabil că sunteți voi, aceea sensibilă, empatică, plină de compasiune. Dar știe că a pierdut ocazia, pentru că a ales altceva. Hai să vedem, o dată. Mai. Da, vrea să vină impulsiv să comunice ceva. O dată. De doi. De trei ori. Are multă pasiune, da, vedeți? Multă, multă. E și foarte creativ, ca și bărbat. O energie masculină, foarte creativ, distractiv, simpatic, știe să cânte, să danseze, să se simtă bine, adică, băi, chiar te simți, știi să cucerească, e cuceritor drăguțul. Drăguț, așa a ieșit, așa a ieșit. 7 de monede, 4 de bâte, 9 de monede, cavalier de cupe, ce spate, as. Și aici e complicat. Hai să vedem și aici. Atât de complicate cărțile luna aceasta. Oare de ce? Am vrut să pun mai puține, dar dacă am pus multe la primul număr, trebuie să pun și aici. Deci pasiune, emoție și stres. Eventual, interesant, poate să fie un alt personaj care se stresează. Își face griji,
Dacă voi doi vă întâlniți, așa e un mesaj în plus. Dacă voi doi vă întâlniți, tocmai citesc, vai, o să vă citesc într-o înregistrare despre combinația apă și foc din punct de vedere spiritual. Dar cineva își face foarte multe griji, posibil să fie alt personaj, dacă voi doi ajungeți să fiți împreună, pentru că aveți această putere creatoare, creativă, în mână. 7 de monede. A fost o așteptare sau așteaptă. Eu cred că amândoi a trebuit să așteptați să vă întâlniți, 4 de băte. Să vă întâlniți. Posibil amândoi să fiți independenți sau cel puțin unul sigur este independent, 9 de monede. Și dorința aceasta de independență să fie parte din motivul pentru care ați așteptat, dorința cuiva de a rămâne independent, de a-și rezolva treburile, dar nu obligatoriu. E un mesaj doar pentru unii. Cine e aici? Voi ar trebui să recunoașteți. Ah, interesant. Să mai vedeți și voi cărțile. Nu contează zodia. Adică, voi știți ce zodie e, sau poate nici nu știți. Nu asta e, despre asta e vorba. Nu vorbim despre zodie aici. Că nu facem harta natală și nici sinastria. Deocamdată citim tarotul. La numărul 2, există un stres al vostru sau a unei anumite persoane referitor la faptul că regina de cupe, dacă voi vă recunoașteți în această energie de cupe, ar putea să se întâlnească cu altcineva, ar putea să-și găsească pasiunea alături de altcineva. Și dacă a fost pusă în așteptare această regină de cupe, dacă a fost pusă în așteptare întâlnirea dintre cei doi, Cea care este persoana care este independentă, are opțiuni. Are opțiuni. Unde vreau să ajung? Nu știu cum să formulez, că vin informațiile cum vin. Că așa este cu channeling-ul ăsta, canalizare și ce mai se întâmplă în timpul citirii, etalării. Este un personaj gelos aici. Apare un al doilea rege. Rege de spade, care ar putea să fie acest 9 de spade. Este un personaj care simte atracție, romantism față de voi, eventual. Sau puteți să fiți voi care simțiți față de cineva. Vedeți unde sunteți. Dar aici e o energie feminină. Aș spune independentă, preîmpărăteasa, regina de cupe, plină de compasiune, cu calități vindecătoare, spirituale, blânde, în principiu, poate să fie pasională în același timp, să fie în energia sa feminină, să fie așa, și în energia masculină să fie plină de pasiune, de creativitate, sau să aibă în preajmă o energie, un bărbat, atractiv, foarte, foarte atractiv. Și mai apare un alt bărbat care simte atracție și romantism față de această femeie, dar își face niște griji pentru că nu s-a purtat corect, nu a arătat ce simte. Am înțeles, nu a arătat ce simte. A creat conflicte, dar afară de faptul că nu a arătat ce simte, asta înseamnă a fost oarecum cam mincinos, ca să spun așa pe românește, să zicem așa mai elegant, bun strateg, în aș acoperi, să zic, aș falsa emoțiile. Acum, în această perioadă posibil să devină gelos, să dorească să cucerească și
Ce acest turn? Turnul și luna. Să o ia de la zero, clar. Să o ia de la zero, să vină într-un mod neașteptat, eventual, să manifeste ceva de la zero, o împăcare ar putea să fie, o împăcare, o întâlnire, că văd întâlnire și valetul de monede și patru de băte. Își dorește o întâlnire cu voi, pentru că vă recunoaște ca suflet pereche, dar, deci o energie foarte zdruncinată, zbuciumată, conflictuală. Ar putea, aș simt că ar putea să fie dorința acestui personaj gelos, că e semn de aer, că e semn de foc. Mie, voi știți, poate să fie orice semn, da? Să-și învingă fricile, ar putea. Sau să vină într-un mod neașteptat, dar și misterios. Adică e diferență între neașteptat și misterios, da? Și secret. Săriște totul. Cu turnul și cu nebunul, săriște totul. Am zis să-și învingă fricile. Pentru că aici sunt frici, aici sunt frici. Să-și învingă fricile. Pentru că din cauza fricilor nu a exprimat, da? Ce simte. Așa a fost învățat acest personaj, da? Și această energie, acest personaj, săriște așa, să aibă așa o acțiune foarte impulsivă și să vină cu o ofertă, valetul de monede. Eventual să vă invite la o întâlnire, să vă invite să comunicați, să vă simțiți bine din punct de vedere emoțional. Poate să vă invite la un eveniment cu patru de bâte, la un restaurant, dar în primul și în primul rând se dorește această comunicare de la suflet la suflet. Dacă se poate într-un mediu plăcut, distractiv, ca să vă relaxați, să depășiți toate traumele acestea și toată așteptarea, tot stresul, poate și voi v-ați stresat așteptându-i, de ce să nu fie și stresul vostru, să nu fie un stres comun? Hai mă, că deja ia foc chestia asta, ia uitați. Vețișorul ăsta, pasiunea asta dintre voi, a produs multă suferință, să nu pice pe mine, uite. Așa. Da, cam asta e. Ia uite, se dorește împăcarea la capătul setului de cărți, după o perioadă de abandon. Abandon din motive, să zic, de familie, de cultură, de educație, de bani, de distanță. Da. Dorește manifestarea unei întâlniri fericite și eliberarea de decepții, de trădări, de durere. Da, se dorește o împăcare. Există în acest numărul 2 dorința de împăcare a cuiva, de renaștere, într-o formă sau alta. Dar, repet, 9 de spade poate să fie o a treia persoană care vrea să apară între voi doi, în momentul în care voi cătați într-o altă direcție, pentru că meritați, doamnelor, sau domnilor, da? Poate sunteți domn și ascultați. Și știți că v-ați întâlnit regina de cupe, da, o persoană, am explicat mai devreme ce înseamnă, și apare celălalt personaj care încearcă să intervină. Există un bruiaj aici. Există un bruiaj în această poveste. Există chiar, dacă nu-s doar două, posibil să fie trei persoane. Dragostea. Eu n-am vorbit acum despre energia dintre voi și cineva, pentru aceea va fi o altă etalare, ci dragostea... Am picat o pernă pe jos. Perna ce înseamnă vise. Perna cu stele. Vise și speranțe. Hai să vedem ce legătură am. Ce se dorește manifestarea. În început. Energia sexuală dintre voi. Sau în aprilie pentru voi. Nu neapărat dintre voi. În aprilie pentru voi. Eu știu. Cine se va manifesta?
Repet, această etalare este mai generală. Următoarea va fi, dacă voi vreți să vă alegeți un număr pentru o anumită persoană, posibil să o personalizați. Dar, în principiu, se vrea mai general. Dragostea, ce frumos! Spânzuratul invers și împărăteasa, wow! Da, uite, cineva vrea să iasă din acest stres nou de spade. Da? Simte că sunteți un premiu, da? Vrea să vă cucerească, vrea să se deschidă față de voi, vrea să ieșiți. Dacă până acum ați stat legați, ați așteptat, v-ați legat într-un fel sau altul, din diferite motive, dar nu s-a manifestat ceva concret, a picat perna, da? Și apare spânzuratul care reprezintă casa 12-a peștilor, da? Peștii, somn, reverie, vise, visuri, premoniții, chestii de genul ăsta. Evident, și plăceri la plăceri fizice. Dar, în primul și în primul rând, așteptare. Nu se mai dorește așteptare. Nu veți mai aștepta pentru că... Hai să vedem ce e cu această împărăteasă. Sunteți voi, e un alt personaj care vă vede ca fiind tot ce și-au dorit. Hai să vedem. N-are rost să comentez înainte să apară și restul cărților totuși. Împărăteasă e energie foarte, foarte înaltă. Energie, am zis, apare preîmpărăteasa și regina de cupe. Probabil că sunteți voi, doamnelor. Cineva vă vede adevărata valoare. Și nu doar valoare, și forță sexuală, kundalini sexuală și sacră. Da? Sexualitate sacră. Nu vorbim doar de pasiuni. Interesant. Apare de două ori 5 de bâte. Nu, de spade, pardon. 5 de spade, aici 5 de bâte. 6 de cupe. Decepții au fost. Triunghiuri amoroase posibil. Nu, carte. Clar se dorește împăcarea după niște jocuri mentale, după niște conflicte, după ce cineva a intervenit între voi doi, 2 de cupe și 6 de cupe. Voi aveți o legătură foarte specială cu cineva. Foarte, foarte specială. Este o dragoste care a fost pusă în așteptare. Repet, din cauza unei căsătorii, a unei educații, tradiții culturale, religii, diferențe religioase, muncă, chestiuni de genul ăsta. Și totuși se dorește nouă de cupe, împlinirea. Că tot am vorbit de aceste visuri, împlinirea tuturor dorințelor. Mai dăm o carte. Interesant, regele de spade a venit pe orizontal. Cineva nu mai vrea să fie rece, nu mai vrea să fie distant. Pentru că simte multă pasiune. Mai lăsați-mă să iau încă o carte. Mai dă-mi o carte, tot frumos. Da, asta a apărut a doua oară. Regina de bâte. Iar o dragoste, astfel de cupe, care a fost abandonată, 5 de monede, cam asta înseamnă, a fost abandonată pentru alte motive. Motive, cauze, în general, da? Iubiri. Ocazii, opțiuni. Ha. Dar ce drăguț. Ce e foarte drăguț. Din punct de vedere sexual. Posibil, doamnelor, conștientizați valoarea voastră energetică, fizică, emoțională, financiară, că aveți un 9 de monede, și sexuală. Dacă ați cătat în direcții spirituale și vedeți acum lucrurile dintr-o altă perspectivă. Vă vedeți altfel. Da? Și dacă oamenii s-au jucat cu voi, puteți să iertați și să mergeți mai departe, da? Eventual, regele și regina de bâte, să lăsați acest rege de spade, acest personaj distant, care v-a tratat așa, nu s-a implicat emoțional, că mai cum să arate dragostea, că nu e obișnuit să arate dragostea, da? Și puteți să mergeți voi într-o altă direcție, regina de bâte și regele de bâte. Da, pentru că știți că aveți nevoie de oameni sinceri, deschiși, plini de pasiune, nu oameni care se poartă de ca și când nu simt. Una la mână. Acum doi, posibil chiar acest rege de spade să înceapă să se schimbe. Acum e problema lui, a ei, că poate să fie și femeie, da? Dacă se schimbă această energie.
rațională, distantă, glacială, care nu arată ce simte, dragă, că se... Vai, îi pică vreo coroană. Nu. Și să-și dorească împăcarea din cauza că conștientizează conflictul mental, minciunile pe care le-a spus, dar conflictul mental pe care l-a creat față de voi. Da, are multă pasiune, ar vrea să rupă haine, da, să vă... să sară pe voi oricând. Dar dintr-un anumit punct de vedere nu a arătat această pasiune. Poate să arate doar în anumite momente, când sunteți împreună, în pat, dar scuzați-mă, din punctul meu de vedere, cu ce, care-i câștigul? Că vă arată pasiunea doar în pat? Dacă nu vă arată și în alte momente? Nu? Da, vă vede cea mai hot woman, da? Cea mai fierbinte, cea mai sexy woman. Femeie. Vă dezbracă din priviri și vă și are. În mintea lor deja vă are. Dar, mai dăm o carte. Dar voi sunteți mai mult decât o regină de bute. Voi sunteți mai mult chiar decât o regină de cupe. Voi sunteți împărăteasa, preîmpărăteasa. Da? Unele dintre voi vreți, ia uite, vreți o relație profundă din punct de vedere sexual. Vreți tantra, sexualitate sacră, da? Kundalini, chestii de genul ăsta în momentul în care vă îmbrățișați cu persoana dragă. Posibil că acestui personaj îi este dor de voi, poate că și vouă este dor de ei, vă mă uitați la pozele unei altuia, dar se dorește o împăcare a cuiva cu voi. Dar, ia uite, pare tăcere, măi, remitul. Mai dăm o carte. Remitul și mai ce? Ma, o persoană va rămâne, din doi bărbați, unul va rămâne cu dorul. Sorry. Remitul și Marele Preot. Probabil că persoana căsătorită, persoana tradițională. În continuare, Remitul și Marele Preot. Justiția, iar, persoană căsătorită. Eu persoană, unul dintre cele două persoane este căsătorită. Posibil să apară totuși o atracție în afara căsătoriei. Și asta? Și asta să fie posibil? Vedeți, pentru că sunt multiple variante, nu am făcut pentru un personaj anume, este dragostea în general. Ia uite, iar apare 8 de spade. Da? Cu cineva merge, cu altcineva... Deci o persoană este tentantă, super tentantă, cu cealaltă nu prea mai merge, cam scârție treaba. Posibil acești 5 de spade să reprezinte situația din cuplu a cuiva... Și 6 de spade să reprezinte și regina de cupe să reprezinte pasiunea asta pentru preîmpărăteasă-împărăteasă. Pentru persoana care își cunoaște valoarea, dar pe multe planuri, nu doar sexual. Și repet, pentru această persoană sexualitatea are o altă rațiune. Apropo de spade, altă rațiune ține de sacralitate. Dacă sunteți voi, păstrați-vă energia și valoarea, nu o oferiți oricui. Ia uite, justiția. Mai, justiția. Se dorește, se va face dreptate într-o formă sau alta. Se va face cu justiția și judecata. Se va face dreptate. Oh, probabil că... Ia uite. Și așteptarea la care ați fost supuși, supuse, se va termina într-o formă sau alta. Moarte apare și în cărțile sexuale, da? Se va manifesta o victorie. Cu cine exact? Eu aș spune că cei care v-au făcut să așteptați, cei care au fost inexpresivi,
Ori vor trebui să se transforme radical cu judecata și moartea și justiția. Ori încheiați voi legătura cu ei. Și mergeți înspre oameni care, da, care oferă 0, valetul de monede, 2 de cupe, care oferă reciprocitate, am văzut 6 de cupe, da? Da, veți alege. A trebuit să alegeți. Întoarceți spatele cuiva. A apărut a doua oară, nu e prima oară când apare. Mergeți către 9 de cupe, către persoanele care își exprimă vulnerabilitatea, sunt deschise, da? Uite, 2 de cupe, către sufletul vostru pereche, mai voi vreți un... Și sunt multe suflete perechi, dar din cele care sunt, vrem, toți vrem, da? Că nu știu dacă toți, dar cred că cei care sunt aici, cele, bărbați, femei, care sunteți în această energie, preîmpărăteasă și împărăteasă, da? Regina de cupe, regina de bute, eventual, regina de bute ca parte din împărăteasă, vă doriți, domnule, înțelegere, pasiune, dar nu doar atracție fizică. Și vreți oameni expresivi, vreți oameni care își deschid sufletul, da? Ia uitați, cu pieptul gol, da? Nu, cum am văzut mai devreme, unde era? Ia uitați, da? Și îmbrăcat și... Ai, mă! Și iubiți, un pic la mine! Hai mă, lasă-mă cu întrebările astea. Ții un pic la mine? Mă iubești un pic? Am mă, tași din gură. Și fă-ți treaba. Cam urât. Glumesc, nu știu, glumesc, dar așa am fost ghidată să glumesc. Deci, cu alte cuvinte, ceva se va transforma, da? Se va face dreptate într-un fel sau altul. Nu vorbesc doar de balanță. E o balanță energetică, spirituală, inclusiv sexuală, da? Prin această transformare, prin această decizie de a întoarce spatele cui n-a știut să se poarte și de a merge către... Dacă cineva se transformă, ar fi minunat. Mi-am doresc ca oamenii care au fost așa reci cu ei înși și nu doar cu cei din jur, să învețe să-și deschidă sufletul, măcar această pasiune, măcar această împărăteasă. Împărăteasa poate să transforme prin energia sa sexuală, printr-o îmbrățișare, printr-un sărut, printr-o atingere. Poate să transforme un om, bărbat, femeie, nu contează. Și să-l ajute să-și deschidă, să-și găsească destinul, să-și deschidă sufletul, să înțeleagă de fapt ce înseamnă dragoste, adică diferența între acest rege de spade, ia uitați, da? Și 9 de cupe. Ce e aia? Păi nu așa se face, bre, nu așa se face. Dar voi veți vedea și eventual la următoarea etalare când va fi pentru voi doi, veți înțelege eventual mai bine ce se întâmplă. Deocamdată cam atât. Eu sper că e de folos și această etalare. Sper. Nu știu, am încredere, nu că sper. Chiar am încredere. Pentru cine știe să înțeleagă. Acum numărul 3. Uite ce frumoase. Are și bobocei. Da. Hai să vedem. În timp ce am amestecat setul de cărți, iau te șema, regele de bâte. Regele de bâte i-a ferit în față. Pasiune, atracție. Dar 10 de spate. Dorința de a lăsa în urmă niște trădări, de a merge către ce? Opa, către regina de cupe. Și chiar merge, adică ia ceva, măi, tricicleta, trotineta, ceva cu rotițe. Cu rotițe. Mă, să nu fie mașinuță de aia de jucărie. Să fie chiar o chestie... Cu trenul mâinii și cu avionul. Cu avionul ar putea să fie cu 8 de bâte, ar putea să fie și avion, vrei. Da. Se dorește, da. Parcă așa era, nu? Acest personaj vrea să lase în urmă o perioadă de mari dureri. Suferință, poate chiar boală, eu știu.
trădare, sentiment de trădare să meargă către destinul său, să-și descopere un... Opa! O femeie mai plăcută, cu care ți-e drag să stai, nu doar să faci sex, dar să și stai, pentru că în cuplu nu e vorba doar de sex, da? Nu doar atât. La capătul setului de cărți, împăratul, până acum a vrut să aibă control, da? Și doritor atât de control și poate și un pic a călcat pe lângă, a produs lacrimi, dar cele mai multe lacrimi și-a produs sie în sie, da? Lui însuși. Hai să vedem. Regele și regina de băte. Un cuplu plin de pasiune. Poate că un cuplu în care s-a manifestat mai mult pasiunea fizică, controlul, au picat. Și mai puțin empatie. Rămâne de văzut ce și cum. Ia uite, șapte de cupe. Cineva are opțiuni? Visează? Poate sunteți chiar voi. Eu zic cineva, pentru că în aceste cărți puteți să apăreți voi sau altcineva. Ia. Cavalerul de băte. Cinci de cupe. Am văzut mai devreme. Împăratul revine. Da, dar vrea să o ia într-o nouă direcție. Se uită un pic în urmă, cu regret. Dar nu te mai uita în urmă. Cum era? Privești... Ia uite, asul de spade, vrea să aibă o nouă relație, o nouă victorie. Opa, cu sufletul sau pereche. Hi-hi. 8 de spade. Probabil că trebuie să... Da, cineva? Trebuie să blocheze. Se simte foarte legat de acest suflet pereche și tot încearcă să se gândească. Cum să vină să exprime ceea ce simte? Însă există totuși, există niște invidii. Ori acest împărat este chiar personajul cu care aveți voi de-a face, sau poate sunteți voi, doritor de control, obișnuit să vă controlați emoțiile, și acum doritor să vă găsiți o nouă direcție, o nouă victorie alături de un suflet pereche, da? Și pentru asta trebuie să vă transformați mental, să învățați să exprimați emoțiile, sau... Există un personaj pe care trebuie să-l lăsați în urmă, un personaj care vă controlează, v-a controlat și care într-un fel sau altul v-a provocat să manifestați energii impulsive. Doi cavaleri, cavalerul de băte, cavalerul de spade, da? Argumentele, decepțiile, dorința de control a cuiva a provocat pe celălalt să plece mai departe. Întotdeauna așa este. Dacă sufletul perechei a fost pus într-un triunghi amoros, acesta probabil că a plecat. Dar se dorește reconstruirea fericirii. Fericirea fiind aici, alături de acest personaj. Că sunteți voi, că sunt ei, vedeți unde sunteți. Eu așa vorbesc la modul mai general, pentru că știu, din câte am ascultat și eu etalării pe acest glob, pe acest YouTube, știu că uneori energiile apar invers și din acest motiv nu spun voi, ei, destul de rar încerc să mă controlez, da. Va fi cineva foarte gelos în momentul în care se vor exprima aceste emoții. În momentul în care voi sau ei vreți să vă refaceți viața, să fiți fericiți, va veni cineva din urmă cu accese de gelozie, cu... Da, degeaba vor veni, pentru că... Da, se... Ia uite-mă și aici tot înspre împărăteasă merge. Da. Se dorește reciprocitate. Nu că se dorește, se dorește să se ofere, să se implice. Iar energie masculină, nu obligatoriu, dar posibil. Dacă până acum, iau împăratul și împărăteasa în aceeași energie, interesant. Hm.
trei de cupe. Mai, e o dragoste provocată de reguli, de justiție, de contracte, de lupte în tribunal, posibil, de o dragoste care se va manifesta în realitate, în pofida ieșirilor, acceselor altora, așa văd eu. Întâlnirea cu sufletul pereche se va produce și se va manifesta, repet, o nouă relație. Adică o nouă fază stabilă, o victorie, de fapt. O victorie, într-o formă sau alta. Chiar dacă sunt lupte, repet, lupte în justiție. Da, cineva probabil că pune la bătaie, să zicem, copii, eu știu ce chestii, obligații față de familie, dar împăratul va merge către împărăteasa sa, no matter what, către sufletul său pereche. Dacă până acum n-a găsit soluții, asta s-a gândit, da? Și începe și exprimă ce vrea. Poate că va transmite, nu știu dacă scuze, dar măcar un gest de împăcare va face. Va exprima ceea ce simte. Și în momentul în care se vor exprima aceste, ce să mai exprime? Poate că va povesti, interesant, poate va mărturisi și despre ceea ce simte, și despre un copil, și despre niște manipulări și agresiuni verbale, mentale ale cuiva, posibil într-o căsătorie care cândva părea ok, părea un ideal și a devenit un iad. Posibil și asta. Însă turnul, separarea, iar în justiție, va manifesta luptă, împăcare, luptă în sensul de muncă, străduință, strădania de a se împăca cu împărăteasa sa, femeia sa divină, sau perechea, să zic, neapărat femeia, perechea sa divină. Mai pare fain. Pare fain. Hai să vedem. Energia sexuală dintre voi. Posibil întâlnirea cu perechea aceasta divină să inițial să fi părut o simplă aventură, o pasiune, da? Inițial a fost o simplă pasiune, atracție în mintea cuiva acestui împărat. E doar o altă doamnă domnișoară de care mă simt atras. Și aceasta se fi lăsat cu un triunghi, am văzut trei de cupe, triunghi amoros, cu niște decepții într-o formă sau alta. Dar din cauza, nu știu, poziției foarte rigide a acestui împărat, însă, faeton și asul de spade, apare această trezire în această perioadă a cuiva. Voi știți care sunteți? Cine se trezește, merge spre destinul său. Poate că cineva își dă seama, să zic, energia masculină, își dă seama că nu e doar un cavaler, nu e doar un jucăuș, nu e doar un tip care e atras de una de alta, este mai mult. În preajma cuiva conștientizează, dacă și-a întâlnit această pereche, simte că poate mai mult. Că văd că se uită totuși la decepțiile pe care le-a creat. Da, simte pasiune și nu doar pasiune, simte dragoste față de această femeie. E o distanță între voi? Wow! Am zis, faetonul merge spre stea? Vrea să mai... Asta e.
Vrea să meargă înspre destinul său. Simte că acesta e destinul sau acesta este sufletul lor pereche. Că sunteți voi, că sunt ei, că nu știu care sunteți, bărbați, femei, cu cine aveți de-a face. Dar cam asta este povestea. Aproximativ în aprilie, în primăvară, da? Am zis. Un nou capitol. Cineva se luptă în justiție. Se luptă să facă dreptate, se luptă cu egoul său ca să manifeste dreptate într-o formă sau alta. Nu, toată și împărăteasa, în aceeași tetadroare, privită și cu pasiune și cu dragoste. Și dacă e distanță, se vrea călătorit această distanță. Și întâlnirea dintre cele două suflete, două suflete, două suflete, da, vindecare împreună. Energia sexuală. Între voi și cine o fi, voi știți. Voi și acest personaj? Eu știu. Hai să vedem. În aprilie. Energia sexuală. Interesant, apare. Seamănă cu numărul 2, dar spânzuratul... Dar la ei au venit invers spânzuratul, paletul de monede. După o perioadă de așteptare, de manifestarea unei atitudini, scuzați-mă, valetul și cavalerul de bâte, atitudini imature, secretoase, aș spune, care s-a dorit exprimarea sexualității, dar într-un mod ascuns. Am două cărțile, reprezint o atitudine insuficient de deschisă, să spun. Se dorește manifestarea unui nou început, dar într-un mod obsedant, obsesiv, 8 de spade. Acest personaj începe să se gândească obsesiv la întâlnirea dintre voi doi. Chiar dacă și e dispus, interesant, să dărâme totul în cale. Și dacă sunt geloși, sunt geloși. Ok, who cares? Who cares? Da. Ia uite ce dorește. Un nou început. Ia uite, 9 de monede. Preîmpărăteasa. Personajul independent și alături de oferta sa asul de monede. Da? 9 și cu 10. Cum au venit? Nu le-am pus eu. Ele au venit, da? Măi, nu știu. Cineva dorește să se căsătorească cu voi. Nu vreau să vă creez iluzii, dar bine, acum sunt dorințele lor. 6 de monede și marea preoteasă. Șase de monede și marea preoteasă. Vreau să mă văd ce mai putea să fie această mare preoteasă. Smute. 6 de monede și marea împărăteasă. Avem o carte. Sunt multe. Energia sexuală dintre voi. Însă poate fi fost o simplă aventuriță. Deși, din punctul meu de vedere, Marea Preoteasă nu se încurcă cu aventuri, chiar dacă reprezintă secrete. Eu nu pot să asociez Marea Preoteasă cu... și justiția... Cineva și-a ascuns pasiunea și dorința de a începe ceva nou, de a se elibera, de a se elibera de niște lanțuri, de a merge înspre această pasiune. Că sunteți voi? Posibil. Că e altă persoană pe care o cunoașteți? Iar posibil și asta. Mai dăm un carte, justiție, Marea Preoteasă și justiția. Mai Regina de Spade. Posibil să există niște întâlniri secrete. Întâlniri secrete. Că doar de asta se produce turnul, că doar de asta apare triunghiul și conflictele și geloziile.
Din cauza unei obsesii. Atracții super, super mari, teribile ei. Iar sunt multe, prea multe. Mai dăm totuși una. Să vedem și cu această regină de spade. Ups. Ce frumos! Regina de spade și regele de cupe. Dați-mi voie să zic așa. Dacă sunteți voi, este minunat. Că vă dați seama că ați trăit mai degrabă atracții sexuale decât dragoste și ați descoperit un suflet pereche care vă arată, da? Femeia divină, bărbatul divin sau perechea voastră, cea mai potrivită, dacă nu musa e divină, da? Împăratul și împărăteasa și doi de cupe în aceeași etalare și 10 de cupe. Dar ce ați trăit până acum au fost iluzii, au fost obsesii, au fost atracții, eventual voi sau cealaltă persoană. Cine a trăit asemenea lucruri se trezește, că turnul înseamnă și trezire. Își dă seama că de fapt, aia n-a fost dragoste. Pentru că se începe să se întâlnească. Poate că apare o întâlnire misterioasă sau un personaj misterios sau nu neapărat misterios. Marea preoteasă înseamnă foarte mult. Cu justiția, cu regina de spade, este o legătură foarte... N-aș limita-o, repet, la aventură, că ar fi păcat. Este o legătură foarte profundă, inteligentă, care aduce echilibru într-o formă sau alta, aduce dreptate într-o formă sau alta și dreptatea asta se manifestă prin dragoste, prin tandrețe, da? Care într-adevăr poate să producă obsesii dependență a cuiva care este obișnuit să stea în această energie. Dar să sperăm că și le va vindeca. Și le va vindeca. Pentru că ar fi păcat să tulbure această dragoste, acest echilibru, această comunicare intelectuală, spirituală, emoțională și atracție, da? Ar fi păcat să le tulbur cu niște obsesie și dependențe și așa. Cum posibil să fie și persoana geloasă, obsedată sexual de cel care pleacă? Să nu uit să spun și chestia asta, dar aș vrea să vă preluați voi mesajul cum se cuvine. Repet, nu vreau să mă fixez voi, ei, cine o fi. Dar, ca și la celelalte etalări, apare un bruiaj, apar lucruri complicate. În aprilie, poate și postul acesta ne îndeamnă să găsim răspunsuri, să manifestăm adevăr într-o formă sau alta, să ieșim din, și nu doar postul, vibrația care se manifestă la nivel colectiv general. Dorința de a o lua de la zero? Da. Posibil acest turn să fie separarea de diavol. Opa! 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 O, da. Ce mai simt? Simt că cineva în această etalare voi sau cealaltă persoană își dă seama că a fost legat cu spânzuratul prin practici, înțelegeți voi ce vreau să zic, da? Legat la pat. Da? Dar, dragii mei, când un împărat își întâlnește împărăteasă, vorbim în acești termeni, pentru că orice om, chiar dacă nu are habar de tarot, trebuie să înțeleagă că împăratul e o vibrație înaltă și împărăteasa la fel de înaltă, da? Nu e rege, nu e regină, da? Și când vorbim de două suflete perechi, da? Poate chiar flăcări gemene. Nimeni nu poate să stea în calea acestor flăcări gemene, da? Iar, poate să fie divorț, există o posibilitate și pentru divorț, dar nu mă fixez musai pe chestia asta, cât pe un echilibru mental, emoțional, da? Mental și emoțional în cuplu.
Nu doar obsesii sexuale, da? Nu doar legături. Și acela, da, uite, diavolul poate să fie persoana geloasă, why not? Apa, că nu a ieșit vraja. N-a ieșit vraja. Vraja s-a rupt pentru că două persoane care au ceva important de manifestat s-au întâlnit, două suflete perechi, două flăcări, gemene s-au întâlnit și au ceva important de realizat. Asta e. Nu știu unde sunteți voi, voi știți, cam asta e talarea deocamdată și sper că v-a fost de folos. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, vă pup, numai bine. Ciao, ciao!